ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, sunteți împreună cu mine în studioul Capital TV, televiziunea pe bună, cu mine și cu invitatul de astăzi, nimeni altcineva decât domnul Viorel Demian, viceprimarul orașului Hațăg. Bună ziua, domnule Gelu, așa vă știe toată lumea, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, domnul Simion, și bună ziua telespectatorilor. Postului Capital TV, nu? Și de ce nu și celor care sunt online, pentru că avem obiceiul să transmitem și online această emisiune. Chiar felicitări pentru acest lucru, că am observat și m-au contactat foarte mulți care mulțumeau pentru transmisiunea online, care nu aveau altă posibilitate de a urmări emisiunea dumneavoastră și în special în momentul când am fost prezent la dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. N-aveți pentru ce. Noi încercăm, informația înseamnă putere, puterea o dăm noi, cei de la TV, cel puțin cei de la Capital TV, încercăm să o ducem în toate mediile. Acum, drept e că noi ne vedem în toată țara pe tot ceea ce înseamnă rețele de cablu. Apropo, cei care nu ne aveți în grila noastră de programe, ne puteți scrie de unde sunteți dacă aveți cablu TV, da? Pe adresa capitaltvromania@yahoo.com și putem să încercăm să rezolvăm această problemă. Sau încercați să dați o nouă căutare pe televizorul dumneavoastră. Acestea fiind spuse, domnule Viorel, domnule Gelu, v-ați făcut puțină reclamă. Da, pentru că tot a spus că unii nu pot să ne vadă. Ideea este următoarea. Tema emisiunii este ape învolburate în politica hațegană. De câte ori mă uit cu ochii spre Hațeg, zâmbesc ușor, în colțul gurii. E un zâmbet așa, nu ia bat jocură, nu e nici a zeflămea, e un zâmbet tamar. Din ce am constatat până acum, e o bătălie pentru Hațăgul acela micuț și frumos până la urmă, o bătălie electorală foarte, foarte mare. Nu că lucrul ăsta ar fi neapărat un lucru rău, numai că bătălia asta electorală se duce între oameni care la un moment dat erau împreună. Asta mă surprinde, dar n-ar trebui să mă surprindă nici asta, pentru că mă uit în politica națională și de câte ori mă uit acolo, mi se mai albește cât un fier de păr. Dar mă gândeam totuși că în orașele mici, în localitățile mici, lucrurile ar trebui să fie mai așezate. Și atunci, tocmai pentru asta am pus și tema asta, ape învolburate în politica hațăgană. S-au mai liniștit apele? Sau sunt la fel de învolburate acum când mai sunt câteva zile până la începerea propriu-zisă a campaniei electorale? Chiar mă surprinde tema emisiunii. Păi de ce? Și mă gândeam... E bine că vă surprinde. E bine, mă surprinde, plăcut, tema emisiunii, dar aș vrea să limpezim apele. Și e un lucru care unii l-au remarcat și l-au urmărit și chiar îl spuneau cu timp în urmă. Dacă urmărim din 89, mai exact din 90 până astăzi, în Hațeg s-au perindat mai mulți primari, dar cei mai longevivi toți au avut mandatele de au avut două mandate de 8 ani. Așa că era de așteptat acum în 2020 să fie puțin apele tulbure în ceea ce privește viața politică și schimbarea care urma să se facă la primăria orașului Hațeg. Dar așa cum am vorbit și în emisiunea trecută la dumneavoastră, cred că am făcut un scurt istoric a tulburărilor care au fost și în ceea ce m-a privit pe mine în Partidul Național Liberal, de unde am trecut la ALDE, am făcut atunci pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii dumneavoastră și care ne ascultă, am făcut puțină lumină și am limpezit apele. Ați făcut un rezumat atunci. Un rezumat scurt. Chiar unii apropiați îmi sugerau și zicea, pe mine ca și cetățean, zice, mai puțin m-a interesat calupul acela politic. Și aș vrea, dacă mai mergi în vreo emisiune, să discutați și despre administrație și proiectele de viitor. Ceea ce
Mi-am propus cu acordul noastră să discutăm astăzi, dar în ultimele zile au fost puțin tulburate de nou apele, acum s-au limpezit, fiindcă s-au așezat lucrurile în ceea ce înseamnă depunerile de candidaturi. Știm la ora actuală... Cine cu cine... Se iubește, cine cu cine se urăște... Da, auzind și unele cine declarații publice chiar pe postul dumneavoastră... Da, sunt multe, multe căsătorii, mă surprinde... cum apar unii, cum dispar alții. Păi bun, hai să vedem, ce vă surprinde pe dumneavoastră? Au împânzit orașul cu banere, deci nu mai știi, nu te mai poți uita. Aproape mai la un moment dat... Și zic, salut, nu știu, Adrian Pușcaș, știți, salut, Petre... Știți ce mi-a spus un prieten din Deva, care locuiește în Deva și trecea spre Valea Jiului, mergând la părinți, și a zis, îmi plăcea întotdeauna când intram în Hațec să privesc munții retezatul. Și m-a sunat chiar sâmbătă și zice, vezi, nu mai pot vedea munții din cauza bannerilor. Zice, spune-mi, ai și tu pe undeva vreo unul? Da, chiar, nu v-ați pus banner. N-am pus niciun banner. De ce n-ați pus banner? De zgârcenie sau că n-ați vrut? Nu era asta problemă. Cât costă un banner? Deci am experiența anilor trecuți, un banner costă 300 de, între 300 și 600 de lei. Unu. Așa că nu era o problemă. Hai să mergem pe o marjă de 500 de lei. Da, nu era o problemă, 3, 4, exact. 5 banere. Deci la început am făcut Dar o cerere, am făcut o cerere și când am văzut ce bătaie este pe locurile, pe să spune banere și fiecare... Sunt locuri unde? Special delimitate, păi, marcate... Păi, normal că administrația locală trebuie să fie imparțială cu toate partidele care cer. Și au făcut cerere, s-au repartizat la ADPP, s-au găsit locurile unde se poate pune un banner, știind și din anii anteriori pe unde erau pozițiile bune, dar nimeni nu are o poziție cumpărată pentru un mandat între... Da. Nu. Și s-a împărțit, zic eu, echitabil. E ca aia cu primul venit, primul servit sau cum? Într-un fel, da, dar s-a ținut cont ca să fie pentru toate partidele. Însă am văzut acum, săptămâna trecută, nu s-a mai ținut cont de acea repartizare să fie puțin echilibrată și egală pentru toți. Am văzut printre blocuri, pe străzi, au împânzit, au pus ziua, noaptea, cu mașina, autoscara de la primărie. Asta e foarte interesant. Au pus la 12 noaptea. Eu am văzut o filmare. Două secunde, vă întrerup. Sunteți viceprimarul orașului Hațeg. Am văzut o filmare cu mașina de la serviciu public de pompieri care a amplasat un banner. N-am deslușit din filmarea cui era bannerul. Ați văzut filmarea respectivă? N-am văzut-o. Sincer, n-am văzut-o, am auzit de ea, fiindcă sunt de o săptămână în concediu. Deci stați în concediu. Da. Ce căuta, domnule, mașina de pompieri la 11:30 noaptea să pună bannerul? Puteți să-l întrebați pe edilul orașului. Dar e ok? E în regulă? Nu pot să răspund eu acum. Sunteți viceprimar, e ok ca mașina de pompieri să pună banner? Ori de câte ori am dat o aprobare pentru o intervenție, normal, se face în orele, zic eu, optime a se lucra. Știți, este vorba aceea, hoțul nu vine ziua să fure. Acum nu-l fi hoția de la serviciu public de pompieri, da? Nu, eu am spus că este vorbă. Vă rog, n-am făcut pe nimeni hoț, n-aș vrea să se interpreteze. Da, eu așa am interpretat. Dar când spuneți dumneavoastră la 11 sau între 11 și nu știu ce... E o filmare pe Facebook, eu acolo am văzut. Da? Nu prea am așa mult timp liber. Bun, deci și ce e nevoie, domnule, de bannerul ăsta? Te vadă omul cum rânjești fasolea din el sau ce? Până la urmă, asta a fost și constatarea mea. Și am zis, pentru ce? Nu vă cunoaște lumea Hațeg acolo, cine sunteți? Pentru ce să mai punem banner? Am vrut să mai adaug o chestie. Eu treabă, Hațeg, oraș mic, câți locuitori acum? 12.000. 12.000, nu mai sunt 12.000 Hațeg. La ultimul inventar, atâția, sunt 9.000 și vreo 600 de alegători, dar se prezintă la vot 6.000. 6.000, plus minus. Exact. Deci asta zic, domnule, la 6.000, 7.000 de alegători, ce mai pui, domnule, bannere, nu să-și rânjești fasola, nu știe lumea câte parale faci până la urmă. S-au pus bannere fiecare partid politic, fiecare candidat, consilieri. Ba, au mai venit și cu cei de la Consiliul Județean și nu mai știi ce este în oraș. Da? E treaba lor, e alegerea fiecare. E frumos, o să le dea de lucru, să le dea jos până la mai puțin. Da, mai sunt o săptămână, 7-8. Ziceți că multă căsătorie în Hațeg electorale. Da, am văzut după multe lupte și discuții, fiindcă în celelalte partide am
cunoștințe, prieteni, pot să le spun, oameni cu care socializez. Și știu că cei de la PNL au inițiat foarte multe întâlniri și dezbateri, în special cu PMP-ul și cu SR-ul. Au întâlnit SR-ul, nu prea cu Plusul, scuze. A, cu care Plus? Cu Plusul Hațeg. Păi ia 10 oameni. Așa, 11, spune bun. Cineva. Nu știu, lista cred că e completă. Doamne ajută, foarte bine. E dreptul fiecăruia. Și au avut foarte multe întâlniri și discuții pentru că nu puteau să-și împartă ciolanul. Serios? Și întotdeauna cum deci, adică? au decis încă n-au născut și ei nu știu dacă e băiat sau fată și ei... Auzeam un invitat de-al dumneavoastră cred că zilele trecute aici că cel mai bun deci viceprimar pentru orașul Hațeg ar fi... Da, Mircea Nicol ne-a spus asta. Da, ar fi de la Plus. Un domn Botca Adrian. Da, așa a spus Mircea Nicol. Care e problema? Nu, dar erați mirat că cum și-au împărțit înainte să fie alegeri. A, deci asta ziceți deci, dumneavoastră. Deci veniți să-mi spuneți să-mi dați ideea că ei deja și-au împărțit, cum ziceți dumneavoastră, și am spus că chiar în emisiunea dumneavoastră spunea, da, domnul Nicol, prima discuție a fost să fie de la PMP și așa. Sunt liber să o facă. Dar știți ce? M-am uitat și eu așa de curiozitate când erau mai puține BNR și printre primii care au pus au fost cei de la PMP-ul. Chiar domnul Reicon și avem o relație, eu zic, foarte apropiată, bună și îmi face plăcere ori de câte ori mă întâlnesc cu el să discutăm, că avem foarte multe lucruri comune. Și a fost cel care a venit și a cerut printre primii și noi am așteptat să depună și celelalte partide cereri și atunci am împărțit locurile. Și am observat sloganul lor, susținem familia, oamenii ai credinței, deci exact, chiar am fotografiat bannerul și, desigur, moralitate, familie, dedicare. Așa. Și știți unde m-am dus? La istoricul acestui partid. Cine a fost inițiatorul? Cum s-a născut partidul ăsta? Că te interesează, nu? Te interesează. Ascult, și atunci, imediat, omul de referință a fost pentru mine Băsescu. Așa. Și am zis, omul acesta ne vorbește despre aceste lucruri, despre familie, despre, da, poate să vorbească dedicare și moralitate. Nu sunt cuvintele mele, nici nu subscriu 100%, dar am auzit o dezbatere pe un post național și cineva așa a ieșit, poate puțin, cum spunem noi, din petec și a spus, domnule, cel mai imoral președinte care a avut România a fost Băsescu. Asta nu e dovedită. A fost o afirmație și eu vorbesc de o afirmație. Atunci, bineînțeles, discutând cu domnul Neiconi și... Nu mai depinde și cu moralitatea asta, discutând, că poate ce e moral pentru mine e imoral pentru noastră și invers. Da, vă rog. Discutând și despre simpatiile mele și politice și ce voi face și unde voi merge, mi-a spus, zic, Mircică, și folosesc expresia aceasta că și voi aici ați folosit-o. A zis... în discuțiile care noi le-am avut am reținut de el că mi-a spus, a zis, gelul pe mine mă interesează și umbrela sub care, că am zis eu tot gelul rămân indiferent că mă duc la Pro-România, că mă duc la PSD, că mă duc la ALDE, dar el a zis, dar nu te interesează și umbrela? Zic, ba da, dar umbrela, adică ce? Umbrela sub care te adăpostești a partidului. Da, hai să lăsăm. Păi nu, că e interesant, deci căsătoriile astea sunt pe interes, îmi spuneți noastră. Dar numai pe interes. Și care e interesul, domnul Geru? Nu este nicio alianță din aceasta, nu s-a făcut decât pe interes. Și a zis, noi vă susținem primarul PNL, da? Îi spuneam mereu la Mircică, cu el am avut multe discuții și la Călin Pop, zic, nu știu, de ce trebuie să fie candidat? De ce trebuie să fie candidatul de dreapta, cum ei l-au etichetat și l-au numit, de ce trebuie să fie de la PNL? Zic, tot așa de bine ar fi putut să fie de la PMP. O spun acum și o recunosc publică. Și am spus, Mircică, dacă te vei decide să candidezi, eu te voi susține fără nicio pretenție.
te voi susține, dar el mi-a spus și l-am înțeles și știind proiectele lui care le are cu firma și în privat și mi-a zis nu pot să le neglijez cel puțin 3-4 proiecte mari, pentru următorii 4 ani vreau să le implementez și pe urmă zice mai mă gândesc. Deci i-a spus lucrul ăsta, care i-a dat de gândit și au spus și colegii mei de partid, îmi spun același lucru și zic hotărăște până când eu nu voi decide că voi merge într-o parte sau în alta. Nu eram decis. Tot ceea ce vă spun a fost înainte de 3 august când eu am făcut adeziunea la ALDE. Mă gândesc că există numeroase negocieri. Și atunci negocierile care se fac, susținând primarul de la PNL, se fac un scop. Care? Nouă, cei de la Plus, nouă ne dai viceprimar, noi vrem administrator public. Eu am discutat cu domnul Sorin Crai. Am discutat cu el, v-am spus și data trecută referitor la înțelegerea care am făcut-o, o să-l susțin și toți de la ALDE sunt de acord cu lucrul acesta, să-l susținem pe Sorin pentru candidatura la primărie. Și am discutat și am spus de când s-a înființat postul administratorul public, ce facem cu el? Și Sorin a spus, eu propun desființare. Adică n-am mers să ne împărțim cum ni s-a trebuit să ne împărțim posturile și așa mai departe. Dar, ok, a avut de lucru, domnul Mareș a muncit, s-a integrat, a fost în echipă, a rămas, cât a mai rămas în echipă, a fost implicat și este în unele proiecte, e ok, dar vorbind despre administrație și de acolo de unde o cunosc foarte bine, la ora actuală, deci chiar dacă este bun și administratorul public într-un fel sau altul este implicat în viața comunității, dar noi nu avem un compartiment, nu avem pentru absorbția fondurilor europene. Toți vorbim și am auzit ceea ce mi s-a părut ridicol despre candidatul PNL-ului că e cel mai bun și cel mai pentru atragerea de fonduri europene. De ce să nu fie bun? Pentru că nu are un istoric și nu are experiență în domeniul ăsta. Cum are? O cază la bancă, este... cu bani, cu alea. Știți ce face la ora actuală oricare funcționar de la bancă? Ce? Nu știu. Oricare funcționar la bancă și în specie, el merge dimineața la servici, deschide calculatorul și el are clar niște limite trasate. Mergeți dumneavoastră și spuneți, domnule, firma mea se califică cu tare, cu tare, cu tare. Zice, stați să vă introduc în sistem. Asta face eu. Asta face un director, să face. Și sunt în spate undeva, sunt niște informaticieni care ăștia gândesc, ăștia fac probleme, analiștii economici și lui vine, este un simplu executant, ca un oricare alt funcționar ce lucrează în primărie. Deci nu ar trebui să cum se califică eu, pentru... Din punctul meu de vedere, o lucrat în viața privată, să aducă vreun proiect, să scrie un proiect, să zbată, să implementeze un proiect în viața privată? Atunci știu, aș zice da, domnule, se califică. Haideți să vedem un om care s-a zbătut, care a făcut ceva și în viața privată, atunci face pe fonduri europene, că asta era discuția. Uh-huh. Să facem ceva, pentru că de aici vor veni banii și în următorii 5-7 ani. De la comunitate. Ori în deci, și dumneavoastră ziceți că ați făcut ziceți că ați făcut o înțelegere cu domnul Sorin Crai, în sensul că dumneavoastră îl susțineți și dacă este primar, dumneavoastră să rămâneți viceprimar. Da, am discutat și de experiența mea care o am acelor 8 ani. Asta vreau să întreb, dar ce vă recomandă pe dumneavoastră ca să rămâneți viceprimar? Viceprimar și eu spus împreună vom face majoritate și de la ALDE va fi viceprimarul. Discutând cu cei din partid și de la ALDE și a fost și opțiunea lor, să fiu nominalizat eu, dacă va fi. Dar da, domnul Geru, nu vă spărați pe mine acum, că poate folosesc un limbaj mai neacademic. Dar ce vă recomandă, domnule, pe dumneavoastră? Că ați fost 8 ani viceprimar, ce ați dat gaură la macaroana Hațegului din postura asta de viceprimar sau care-i treaba? Că... Domnul Simon, n-am... Mă scuzați că v-am luat așa. Da, e o expresie poate dusă la extremă, dar vreau să spun că în tot ceea ce este acum în derulare, proiectele, multe sau puține, din punctul unor de vedere că am auzit, domnule, nu s-a făcut nimica. Este exagerat și nu este moral să spui așa ceva. Dar sunt la ora actuală niște zeci de milioane bune de euro în derulare în proiectele din orașul Hațeg. Ori mă reprezintă să fiu în continuare viceprimar, fiindcă am muncit la aceste proiecte și le cunosc mai mult decât cred sau nu cred
sau știu sau nu știu ce unii. Proiecte, domnule? Deci, la ora actuală, așa cum bine știți, se reabilitează, din punct de vedere termic, și eficientizarea Spitalului Urșănesc Hațec. Da. Ori aici am participat din fașă, cum s-ar spune, la tot ceea ce a însemnat acest proiect. Inclusiv până la Ministerul Dezvoltării, ce am deblocat. Ce ați făcut? Păi, efectiv, ce face un primar, un viceprimar? Cred că menționam puțin și data trecută. Păi eu nu știu ce faceți. Când a fost în emisiune. Deci este cel care coordonează echipa sau echipele, că la un proiect de felul acesta lucrează tehnicul, urbanistul, achizițiile și ceea care ne lipsește, veriga care lipsește, biroul pentru fonduri europene. Deci va fi prima urgență ce în administrația locală Hații va trebui să se facă. La ora actuală, în biroul tehnic lipsesc 3 persoane. La achiziții lipsesc, e nevoie. Urbanismul, ce mai e? Păi nu ce se pot angaja acum că e pandemie sau ce? Păi nu se pot, dar nu... Nu găsiți oameni. Noi venim din urmă și acum probabil că a fost o perioadă în care cei care erau competenți mergeau în privat, era altfel plătiți. Până la urmă, toată lumea lucrează pentru bani. De bugetar e unul destul de mare. Adică... Destul de mare pentru... Depinde pentru ce post, pentru ce funcție. Dar cel care lucrează la achiziții, care lucrează pe fonduri europene, care lucrează pe tehnic, dacă merge în viața privată, are mult mai mare salariu decât păi de ce? Cât are? Vreo 4.000 de lei. N-are 4.000 de lei în mână? Nu au toți. Depinde de vechimea care are în mână. Nu au toți. Brutul. Păi ce, primește mai mult de 4.000 de lei în privat? În privat, da. La Hațec? Interesați-vă și cei care sunt specialiști, da, în Hațec. Nu am știut lucrul ăsta, dar mă rog, primesc. Să fie așa cum spuneți. Da. Și atunci, cred că mă califică a continua și a fi un parte din următoarea echipă care să finalizăm, fiindcă acest proiect, reabilitarea spitalului, are finalitate 30 octombrie, sperăm, am discutat chiar luna ședință, când am fost la ședință la operativă, despre lucrul acesta și constructorul ne asigură că se va termina în două luni. Este pe muche de cuțit, dar sperăm să se termine. Așa. E proiectul cu școala, care e tot pe fonduri europene și asta când e la anul, parcă. La anul are termen, asta cu posibilitate. Acum, cum știți că a apărut problema asta cu pandemia, da. Aprovizionare, oamenii muncitori au lucrat mai distanțați, nu au mai fost așa densitate așa mare de muncitori și nici acum, probabil se va mai putea împinge puțin, se va cere o prelungire. Reabilitarea blocurilor din orașul Hațec, deci cele două se termină, dar acum este în licitație alte 3 blocuri. Iar parte din proiectul ăsta îl cunosc, știu cum s-a derulat, acum este în licitație. Este proiectul cu gazul pentru Nălați, reabilitare și dotare sală de cinematograf, Casa de Cultură, fosta sală de cinematograf. Asta l-am tot auzit, nici acum nu l-ați mai terminat. Nu, domnul Simu, pentru că asta nu ne aparține. Noi am dat o hotărâre de Consiliu, donându-o la Ministerul Dezvoltării în directa supravegherea CNI-ului. Da, așa este proiectul. A fost scos la licitație, nu s-a prezentat nimeni pentru că prețurile au fost la momentul respectiv subevaluate, a fost evaluate la zi și s-a scos din nou. Nu pot să vă spun astăzi, acum când noi discutăm, este în atribuire, au depus, pentru că este și perioada aceasta concediilor, chiar săptămâna trecută am sunat la minister să văd, și tot așa, și căminul de la Silvașul de Jos, că iar am auzit pe cineva din Silvașul de Jos spunând că nu s-a făcut la ei nimica. Acum se reabilitează câteva drumuri și acel cămin este legat de Casa de Cultură din Hații, într-un fel, că tot CNI-ul sunt cei care îi finanțează. Mai este un proiect la care am ținut foarte mult și chiar am muncit, zic eu, din echipă destul de mult, să nu spun că cel mai mult, un bazin didactic, de not. Ah, mă doare capul. Eu când vă aud... Da, ar trebui să vă răcuriți dacă... Uite, beau o gură de apă
Și vă spun deci, așa, știți, stați știți așa, stați, înainte de a-mi spune, nu vreau să știu. Hai, lăsați-mă că dumneavoastră mergeți întotdeauna acolo unde vă convine. Păi normal. Dar vreau să vă spun și pe urmă accept orice întrebare. Bazinul ăla? Nu-l faceți, domnule, că n-aveți gaz acolo și electricitate. Da, nu vreau să condamn pe nimeni, dar chiar anul trecut, știu când directorul general de la investiții, de la compania națională, a sunat pe domnul primar și asta a fost întrebarea. Utilitățile le aveți? Nu. A fost destul de sincer, a spus nu. Dar cred că se putea găsi o cale de mijloc prin care să fi spus, da, domnule, nici dumneavoastră nu vă apucați mâine. Urma doar să fie finanțat și scos la licitație. Până când procedura aceasta se făcea curentul și apă, canal, curent și gaz. Așa. Eu acum aud prima oară chestia asta cu cine l-a sunat? Directorul de la CNI? Este pe lista investițiilor. Că l-a sunat cine deci eu n-am scris, dar am proba verbală și cred că domnul primar are puterea aceasta să spună. Că mi-a spus mie și cred pe deci cuvânt. În urma unei discuții. Discuții telefonice care a spus dacă aveți utilitățile, o să începem lucrarea. Așa este vis-a-vis de lucrul acesta, este cu blocul ANL care se construiește pe strada Victor Babeș. Așa. Nici acolo nu avem utilitățile, dar constructorul a ținut cont de asta și a spus nu cade în sarcina constructorului și cade în sarcina primăriei. Corect. Constructorul a început, pentru că astea sunt și blocul ANL, precum și vorbeam de bazinul didactic de not, nu sunt lucrări pentru un an, sunt multianuale. Și puteam în 2020 să prindem în buget, cum am prins pentru utilitățile de la blocul ANL, prindeam un buget și pentru bazinul didactic, care nu era chiar o sumă așa de mare. Vedem că acum deja gazul face bucla aceea prin Nălaț și până la bazin se va extinde, iar pe aici, pe strada Horea, se va continua. Sunt acolo două firme, nu pot să le dau numele, la ieșire din oraș și de acolo mai trebuia pe un jur de 400 de metri. Deci nu ați încercat să-mi spuneți acum mai volat așa, să-mi spuneți dacă am priceput eu greșit. Nu, să nu citiți printre rânduri. Păi asta a fost foarte vreau să văd dacă am înțeles bine ce am înțeles. Nu vreau să fac greșeala unora din colegii mei care au fost aici și au dat cu piatra în deci, nu ați încercat să-mi spuneți acum că, teoretic, dacă ați fi căzut cumva la pace cu CNI-ul, ar fi putut exista acest bazin finanțat deja? Cel puțin demarat, dacă nu la ora actuală să fi fost finalizat. Eu am cunoscut când mergeam la CNI să duc diferite clarificări, trebuia să le duc fizic și pe partea juridică am avut mai multe, fiindcă terenul avea o formă geometrică, nu se încadra dimensiunea bazinului și am mai alipit din alt teren care îl aveam tot noi și am dus extrasele CF și acolo am întâlnit pe un constructor. Nu știu de unde era, dar am înțeles, stând, așteptând ca să depun documentația și el era cu o documentație depusă acolo, documentație în ceea ce privea plata lucrărilor pe care le executase undeva prin Moldova. Și culmea, am fost curios, lucra la un bazin de not și l-am întrebat, domnule, în cât timp se execută? Și zice, eu am deja experiență, sunt la al treilea și zice, ăsta, zice, în 6 luni de zile, zice, va fi funcțional. Păi probabil că nu e mare lucru, se lucrează și cu panouri SEVI și cu tot felul de lucruri, probabil. Da, pentru că ele sunt, dacă vă aduceți aminte, proiectul acela cu selele de sport, sunt STAS. Deci nu mai trebuie să fie proiectare, este doar execuție, fiindcă sunt 3 proiecte. CNI-ul are 3 proiecte, funcție de configurația terenului. Și atunci plasează 1, 2 sau 3, care este mai bine. Am înțeles. Stimați respectatori, Viorel Dămian, viceprimarul orașului Hatzic, este invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi, e interesant ce auzim.